România în direct la Europa FM. Emisiune susținută de Școala de Bani, un proiect de educație financiară marca BCR. Bună ziua, doamnelor și domnilor, numele meu este Moise Guran și de la această oră stăm de vorbă până la 14 despre evenimentele de actualitate. Din punctul meu de vedere, actualitatea politică este cea mai importantă, interesantă, se întâmplă lucruri în Parlament. Acum câteva minute, domnul Florin Iordache a anunțat că votul final la statutul magistraților se va da astăzi, după ședința solemnă dedicată regelui Mihai I al României. Ok. Între timp, în acest weekend am asistat la un eveniment care cel puțin pe mine m-a surprins, sincer să vă spun, mai ales că săptămâna trecută am văzut fricțiuni în toată regula între USR și PNL, chiar dacă ele au fost, nu știu cum să vă spun, declanșate într-un moment în care era mai mare nevoie decât oricând de o unire a opoziției. Votul pe articole, pe amendamente, exact la statutul ăsta al magistraților, în care peneliștii au stat cei mai mulți dintre ei cu minți. Am comentat eu atunci că asta a scos în evidență faptul că le place ceea ce se întâmplă și că își doresc ca PSD-ul să facă ceva ce le convine și lor. În timpul ăla, useriștii au ieșit în față, au făcut scandal, au venit cu portavoci că li s-au tăiat microfoanele, au atras atenția opiniei publice, au ieșit în stradă. Ei bine, în acest weekend ne-am trezit cu Cioloș mai întâi anunțând că din Mișcarea România 100, în mod cert, se va desprinde și un partid politic ce va candida la următoarele alegeri, iar la câteva ore după aceea, cu o conferință comună susținută de liderul PNL Ludovic Orban, de liderul USR Dan Barna, de liderul România 100 Dacian Cioloș și de mai multe organizații civice, cele care sunt în stradă de foarte mult timp și care țin flacăra aprinsă a revoltei, să-i spunem așa, împotriva ceea ce se întâmplă acum în Parlament. Așadar, strada, s-a comentat pe această temă, strada a reușit să unifice cumva opoziția. Asta nu înseamnă că incompatibilitățile dintre aceste grupări politice nu rămân. Întrebarea este cât de trainică este această reunificare. În ce măsură credeți dumneavoastră că ea face bine sau că mai degrabă face rău fiecăruia dintre actori? Peneliștii, se știe, mulți dintre ei încă îi poartă picăl lui Dacian Cioloș pentru alegerile din toamna trecută, când Cioloș nu a făcut pasul decisiv spre PNL. În același timp, useriștii, e posibil, atât cât a mai rămas din ei. Vă reamintesc că Uniunea Salvați România a trecut printr-o splitare, printr-o despărțire de liderul fondator. În același timp, useriștii, vă spun, comentam eu, e posibil să se teamă de apariția unui nou partid care i-ar putea canibaliza electoratul, atât cât a mai rămas. În sondaje, USR-ul este în scădere după despărțirea de liderul care a înființat această formațiune. De aceea, întrebarea pentru dumneavoastră este dacă v-ați bucurat sau dacă nu v-ați bucurat văzându-i împreună, în ce măsură credeți că vor putea merge împreună, măcar în perioada acestor conflicte, acestor amenințări iminente la adresa democrației din România. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați. Este o, așadar, o emisiune de analiză politică. Analiza o faceți dumneavoastră, eu vă ascult, vă dau legătura. Vă mai provoc din când în când. Bună ziua, Marius! Bună ziua! Vă ascultăm! Bună ziua noastră și tuturor! Ca și idee principală, de bun augur, chiar de bun augur, nu mi se pare alianța sau viitoarea alianță... Nu s-a formalizat nimic în sensul ăsta. Adică nu e o alianță formală. Da, da, da. În schimb, de cel mai bun augur mi se pare hotărârea domnului Cioloș de a înființa un partid politic prin care consider că va reuși să facă ceea ce își propune. Părerea mea personală este că dumnealui a reușit să facă într-un an de zile ceea ce mulți nu vrea, nici nu s-au gândit să facă. Categoric a reușit și mai puțin decât s-au așteptat mulți dintre cei care și-au dorit un guvern de tehnocrație. Eu sunt unul dintre aceia. Eu, părerea mea, că
într-adevăr, nu a reușit să facă prea multe, dar să, ca să fim concreți, nici nu putem avea pretenții de a se face foarte multe de la zero, plecând de la zero, efectiv. De ce să nu avem pretenții? Nu putem ridica pretenții în stadiul actual. Eu cred că putem ridica pretenții în orice stadiu. Cred că politicienii din România trebuie să se aștepte ca oamenii să le ceară lucruri. Nu ca oamenii să-i adore, să-i ridice în slăvi, dintr-un motiv sau altul. Asta e doar părerea mea, sigur. Dumneavoastră aveți dreptul la propria noastră părere. Întrebarea, în legătură cu revenirea lui Cioloș, întrebarea adevărată este în ce măsură aceasta nu este cumva tardivă după tot acest an în care România a fost totuși destul de frământată. Domnul Dacian Cioloș a scris pe Facebook destul de mult în acest an, nu știu dacă e suficient. 0372069599. Șerban, bună ziua. Șerban a închis. Cristi, bună ziua. Cristi? A, bună ziua. Vă ascultăm. Nu văd bun augur o asociere a lui Dacian Cioloș cu PNL, pentru că PNL nu este un partid reformat pe departe. Asta e adevărat, ce spuneți? Mai ales având în vedere că vii dintr-un județ unde PNL este puternic, județul Alba, unde la alegerile tineretului, președintele tineretului liberal s-au tras niște sforți de să te ferească Sfântul. Așa. Deci nici din urmă nu vine în PNL ceva, să zicem, palpabil. Poate fi adevărat ceea ce spuneți, dar să nu uităm totuși că PNL-ul e PNL. Are un branding, să zicem așa, de partid istoric. Are o notorietate. Cred că acolo se și oprește totul. Da, dar sunt oameni care n-au auzit de Cioloș și care asociază în mod reflex opoziția cu PNL. Oameni care votează. Da, dar eu zic că, având în vedere dacă domnul Cioloș, după cum a spus, vrea să respecte niște principii, cred că o asociere acum cu PNL-ul, fără o reformare adevărată, este o greșeală. O asociere acum, spuneți dumneavoastră. Adică să-și asocieze imaginea dânsului cu cea a PNL-ului. Păi n-avem alegere acum. Iar ceea ce avem acum este o situație disperată, în care cred că e nevoie de toate forțele care doresc să se opună modificării legilor justiției. Corect, dar și acum, în momentul, pe termen scurt, ce se poate întâmpla? Că mare lucru, dar nefiind în Parlament, neavând un vot, neavând nimica, nu văd ce ar putea face mare lucru. Iată, concret, interesant, acum. E interesant cum puneți problema, dar tot dumneavoastră nu vedeți această cale. Cioloș nu e în Parlament, PNL-ul este, USR-ul este în Parlament. Da. Dar cu prea puține voturi. Da, cu prea puține voturi, dar nu știu cum să... oprească ceva, nu vede, se vede clar că nu pot să oprească absolut nimic. Vedeți, Parlamentul este totuși tribuna națională, indiferent cât de corupt ar fi el, cât de hulit ar fi de cetățenii României, prezența în Parlament îți dă două lucruri pe care Cioloș nu le are în momentul de față. În primul rând, vizibilitate și, în al doilea rând, posibilitatea de a iniția legi. N-au șanse să treacă, zice toată lumea. Are PSD o majoritate, da, dar dezbaterile, dacă vom mai avea dezbateri în Parlament, că văd că tendința este să nu mai avem niciun fel de dezbateri, nici măcar în Parlament, dezbaterile respective fac legile populare, ideile ajung la oameni, le transformă în platforme politice în felul acesta. Ce spuneți, Laurențiu? Bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Părerea mea se subscrie opiniei colegului dinainte, în sensul că, după părerea mea, opoziția cu actuala conducere a PNL se compromite. Deci, asta aveți o problemă cu domnul Orban? Nu, eu am o problemă cu PNL-ul în general, pentru că, de pildă, la sectorul 1, PNL-ul votează în rezoluțiile Consiliului Local, după cum le dictează lor interesele, și nu pentru a face opoziție alături de USR, de pildă, pentru că știu bine situația. Okay. M-ați referit mai devreme la situația guvernării Cioloș. Sigur că guvernarea Cioloș a avut o șansă, părerea mea este că n-a avut o șansă completă, ci a avut o jumătate de șansă, pentru că n-a fost susținută în Parlament. Parlamentul a rămas același. Și cu ce a mers guvernarea Cioloș în Parlament și a primit un vot negativ? Păi nu prea a avut timp să se dezmeticească. Într-un an de zile abia reușesc să intri Laurențiu în detaliile guvernării. Ok, Laurențiu, stați, că nu e chiar așa.
Ba chiar așa e. Întrebarea e asta, cu ce a mers Cioloș în Parlament și a primit un vot negativ? Că dacă mergea și primea, ziceam, domnule, n-au vrut ăia. Dar așa să zicem, la ce n-au vrut ăia? Că a dat niște ordonanțe de urgență. Dar probabil că ar fi fost mult mai eficient dacă mergea în Parlament, iar legile erau respinse acolo. Dar ajungeau la oameni, la populație, urmau alegeri. Mă rog, astea sunt chestiuni care țin de strategie politică mai degrabă. Nu știu dacă... Poate sunt utile pentru viitor. Spuneți. Strategia politică trebuia să aibă în spate un partid. Ori să nu uităm că guvernul Cioloș a fost încropit în grabă, da? Așa cu este. Contribuții PNL, PSD, tacit sau mai puțin tacit. Așa. Da? Deci cu oameni care oricum nu erau în primul eșalon, ci erau în eșalonul 2-3, care n-aveau experiența guvernării și, evident, după părerea mea, experiența guvernării își spune cuvântul. Da. Vede ce face PSD-ul. Vedeți, istoria nu are... Istoria nu e milostivă. De la început. Istoria nu e milostivă cu cei care vin nepregătiți la guvernare. Rare ori le dă șansa să se adapteze o lungă perioadă de timp în care să înțeleagă despre ce este vorba. Nu. E adevărat. Dar, repet, platforma guvernului tehnocrat n-a existat. Da? Deci a fost un guvern de... repet, de urgență, care trebuia să preia frâiele și să ducă țara la alegeri. Okay. Cum deci, ziceți noastră? Nu putem să le cerem să aibă o platformă, cum nu putem să constatăm, de pildă, că USR-ul după un an și ceva încă nu are o platformă clară, politică. Începe să aibă. Începe să aibă. Știți care e problema USR-ului? Deci USR-ul are, mă rog, cel puțin după această despărțire de Nicușor Dan, are niște oameni care, din păcate, nu sunt foarte vizibili, căci nu sunt cunoscuți, nu au notorietate. Îi văd uneori îi mai văd și îi cunosc și eu destul de puțin și destul de greu, dar ideile lor îmi plac. Din păcate, ele nu ajung la populație. Pentru că televiziunile, posturile de știri, într-o măsură mai mică internetul, pe internet ideile circulă altfel, îi preiau pe liderii cunoscuți. Că lumea se uită la Orban, se uită la, uite, Iordache, Dragnea, la ăștia. Deci, în mod inevitabil, USR-ul, chiar dacă a ajuns în Parlament, nu are încă niște oameni care să fie foarte cunoscuți și la care lumea să caște gura să zică, uite-l pe ăla de la USR, oare ce mai zice. USR-ul are această problemă, orice partid nou are această problemă, problemă pe care nu are Cioloș după un an în care a fost la guvernare. E interesantă discuția de azi, dar vă atrag atenția că ea are tendința să se focuseze prea mult pe Dacian Cioloș. Poate că aceasta este tema zilei, nu știu. Doar vă atrag atenția. 0372069599. Flavius, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Bună ziua celor care ne ascultă! Ar fi trei paliere de discuție aici, cu fiecare dintre cele trei formațiuni, sau, mă rog, o formațiune în devenire, cea lui Dacian Cioloș. Eu cred că sunt mai multe în devenire. Eu cred că din ceea ce e în momentul de față în stradă, e imposibil să nu mai apară încă cel puțin o formațiune politică. Și spun asta și v-am spus de atunci, de când am văzut documentul trimis la Cotroceni de Inițiativa România, unde sunt niște oameni tineri cu idei, cu știință de carte. Atenție! Vă sunt prezentați la televizor cei din stradă de multe ori ca fiind legionari. Mai sunt și exaltați, dar acolo sunt oameni care au școală și care înțeleg ceea ce se întâmplă. Și de-aia vă spun că e posibil ca, dacă formațiunile politice nu dau un răspuns politic străzii, în mod inevitabil strada își va crea o formațiune politică care însă va trece prin aceleași furși caudine ale prin care a trecut și USR, neavând notorietate de lider și așa mai departe. Foarte probabil să ai dreptate. Timpul va dovedi. Pe de altă parte, acești oameni care sunt în stradă și dintre care nu chiar de fiecare dată fac parte și eu, o să fie destul de greu de coagulat, chiar dacă există niște oameni cu știință de carte. Nu. Și foarte bine că e așa. Nu e adevărat. Nu, vă contrazic. Moise. Sunt ușor de coagulat cu două condiții. Una, să existe un lider și doi, să existe un steag, adică un program. Un program simplu, clar... Dar ca să fie un partid după aia, care să aibă structuri, e foarte complicat de... Da, asta e greu. Asta e greu, da. Așa asta, este. Deci o platformă se poate naște oricând, foarte probabil o platformă bună. Un grup de entuziaști care sunt niște lucrurile poate să existe și dacă nu sunt unii, vor fi alții.
Dar transformarea într-un partid politic presupune efort lung, resurse financiare și rețea în teritoriu, ceea ce nu neapărat există. E adevărat. Gândește-te cât a luat USR-ul în afara orașelor mari. Da. Gândește-te că, din punctul meu de vedere, eu cred că Dacian Cioloș a ieșit prea târziu și nu o să aibă o rețea în spate și probabil va sfârși prin a fi absorbit ori de către USR, ori de către PNL, dar de către PNL e foarte mică șansa să se mai întâmple lucrurile. Deci dumneavoastră îl vedeți pe Dacian Cioloș absorbit de USR? Exact. Cum puteți descrie puțin absorpția asta? Adică... Va fi o fuziune prin absorpție. Adică Dacian Cioloș va face un partiduleț, că mai mult de atât nu va putea să facă. Așa. Și nu cred că poate altcineva. Nu cred că e vina lui. Situația la ora actuală e de așa natură. Așa. Deci va face un partiduleț care, până la urmă, dându-și șanse că n-are mare viitor de unul singur, se va alia mai devreme sau mai târziu, 100% sau mai puțin, cu USR-ul. Asta e politică măruntă, Flavius, sincer să vă spun. Ok, și împreună cu USR-ul va reuși să obțină poate 10, poate 15% da, în 2020, exact, și PNL-ul exact, încă 20 și mai vorbim așa... 30. Nu mă interesează acest tip de viitor politic, sincer să vă spun. Din păcate, nu văd altul în condițiile jocului actual. Un lucru însă foarte bun este faptul că acești oameni s-au pus ieri la aceeași masă. Păi stați așa un pic, stați. Moment. Dumneavoastră ziceți, nu văd altul în condițiile jocului actual. Dom'le, dacă PSD-ul ar fi asigurat o guvernare decentă, în care s-ar fi ținut și de un program de guvernare altfel decât un Caritas, cum am văzut că foarte interesant e numit pe internet, o să revin asupra acestui aspect la pastila Bizi de astăzi. Dacă România ar fi o țară așezată, care s-ar uita către Uniunea Europeană, ar merge către integrarea în zona euro, ar zice, da, dom'le, e firesc, faci un partid de la zero și te duci și te tot duci până în 2020. Dar România este astăzi într-o explozie, sau într-o implozie, dacă vreți așa. Trăim niște vremuri extraordinare, care poate nu vă dați dumneavoastră seama, dar sunt condițiile extraordinare dau loc pentru apariția unor oameni extraordinari. Întotdeauna s-a întâmplat asta. Altfel spus, dacă vreodată va mai exista o șansă explozivă, între ghilimele, pentru un partid din opoziție, aceasta este. Mă înțelegeți ce vă spun? Da, înțeleg 100%, doar că nu simt că s-ar putea întâmpla. Hai să luăm altfel. Experiența anterioară îmi zice lucrul ăsta. Că e foarte greu să se întâmple de maniera asta. M-aș bucura să ai tu dreptate și să n-am eu. Pentru că cred că o explozie de orice natură va reuși cumva să dizloce din forța pe care PSD-o încă are și care, din punctul meu de vedere, e toxică. Adică suntem mâncați dacă n-are loc. Sunt de acord cu dumneavoastră, Flavius, și de aceea nu că sunt optimist. Sper să se întâmple ceva de genul acesta, pentru că altfel intrăm într-o liniște călduță, cum îi zicea domnul Popescu, și pe termen, sau cum spunea altcineva, pe termen lung, suntem cu toții mâncați, fac eu o parafrază. Mă rog, sintagma originală era cu morți. Pe termen lung suntem cu toții morți, e logică. 0372069599. Dorin, bună ziua! Dorin? Bună ziua! Vă ascultăm. Florin. Florin, okay. Din punctul meu de vedere, mișcarea asta vine puțin cam târziu din partea domnului Cioloș, pentru că am mare încredere în capacitatea dânsului de a închega o mișcare politică. Nu știu de ce a așteptat un an. Dar alianța asta în trei mie nu spune nimic bun, pentru că uitându-mă la PNL și la ce figuri sinistre poate să aibă în teritoriu, da, chiar nu văd de bun augur alianța cu PNL-ul. Pentru că foarte ușor acum ar putea să acheseze aici și PMP-ul. De ce nu? Nu ar fi nicio problemă. Trebuie totuși să ne gândim că bătălia finală se va da în Parlament și că dacă există vreo șansă ca legile justiției să fie respinse, știți, nici măcar dacă pleacă o parte din PSD, dacă o parte din PSD votează, am făcut, l-am dat un calcul. Dacă, să zicem că toți deputații și senatorii din Ardeal ai Partidului Social Democrat ar vota împotriva legilor justiției, acestea tot ar trece cu sprijinul UDMR.
Dar bătălia acolo se va da. Și da, va fi nevoie și de voturile PMP și de ale PNL, ale tuturor. Eu sunt absolut sigur că chiar și din PNL vor vota pentru modificarea legilor justiției. Și eu sunt destul de sigur. Și? Pentru că, să vă spun ceva, vă dau exemplu concret. Cluj-Napoca, Cluj, sub Cluj. Da. Deci aici PNL, PSD sunt o mare frăție. Sunt multe locuri din România în care sunt situația e la fel. Știm cu toții asta. Da, PNL-ul este un partid care are nevoie să treacă printr-o reformă internă. Are nevoie de foarte multă atenție și nu o să le placă că le zic chestia asta. PNL-ul trebuie să treacă prin acel tip de comisie pe care o făcuse Macovei în PDL la un moment dat și a fost cuipat afară ca o măsea stricată. Genul ăla de comisie care să curețe pur și simplu partidul de toți membrii care sunt corupți, sunt băgați în afaceri necurate. Sigur că PNL-ul nu e în momentul de față, nu dă semne că ar dori așa ceva. Dar vedeți că în toată discuția noastră de până acum nu am amestecat sub nicio formă un actor politic care, deși este apolitic, sau mai bine zis, nu face parte din niciun partid, ar putea influența destul de mult mersul lucrurilor în situația actuală. Președintele Iohannis. Daniel, bună ziua! Salut! Exact despre chestia asta vreau să aduc în discuție, pe Iohannis. Așa. Am mare încredere în Cioloș, cum au mulți, de fapt, și cred că el o să absoarbă mulți din ramurile astea USR sau care mai vin pe lângă el, el e factorul decisiv. Poate fi așa cum spuneți noastră, dar ce spunea interlocutorul de mai devreme are o logică și are un sens. Mai degrabă intră Cioloș în USR decât un nou partid să absoarbă un partid parlamentar care de bine de rău... Adică, știți, așa este legislația făcută în momentul da, de față. Da, legislația. Mă înțelegeți? Da. Sunt foarte curios acum dacă... va fi o luptă de imagine între Iohannis și Cioloș, pentru că la un moment dat, dacă va crește destul de mult Cioloș, da, va fi o problemă pentru Iohannis. Nu cred. Dar cred că președintele se teme de acest lucru. Nu-mi dau seama. Da, se teme. Se teme. Și eu zic la fel. Și aș fi curios acum, în cazul în care Cioloș își va face un partid, va ieși și va avea susținere și va fi foarte popular, da, Cum va ieși Iohannis? Va încerca și el să arate ce poate? Sau? Păi, haideți să o luăm simplu și logic. Eu am stat deja azi noapte după protest, am stat până la miezul nopții și am scris un material pe care l-am și publicat în sensul ăsta, bănuind, da, sau mai bine zis, văzând cum au reacționat unele televiziuni de știri care n-au transmis pur și simplu evenimentul liderilor opoziției. Am bănuit că cineva de acolo, care îl tot sfătuiește pe președintele Iohannis, s-ar putea să aibă o teamă de acest tip. Acum să vă spun că impresia mea despre domnul Dacian Cioloș e că n-ar putea niciodată, în vecii vecilor și amin, să se ridice împotriva lui Klaus Iohannis, profitând chiar și, să zicem, de o anumită popularitate. Pe de altă parte, dacă domnul Klaus Iohannis nu face nimic în criza asta, eu cred că o să facă, dar dacă nu face nimic în criza asta, nevoia unui lider al opoziției care să facă ceva va fi, sigur, va fi naturală, indiferent că nu va fi Cioloș, va apărea altul. Adică Cioloș poate să se ducă în jos de mână cu Iohannis dacă nu se sizează aceste lucruri. Da, exact. Asta ziceam și eu. Dacă deja e tardiv decizia lui Cioloș de a ieși acum, e foarte tardiv și a lui Iohannis. Ar trebui acum să facă, să iese ceva, nu știu, mama ei de Constituție, să facă, să-și pună mințile la contribuție, să o modifice odată, să scăpăm de CNA-ul ăsta care spală creiere și așa mai departe. În primul rând de procedurile de a înființa un partid și de alegeri în două tururi și așa mai departe. Asta trebuie să-și pună în minte acum ăștia care au ieșit acum împreună cu Iohannis. Să vedem dacă există. Cine. Vedeți, pe de altă parte, Klaus Iohannis este puternic sprijinit de PNL. PNL, da. Deși, aparent, candidatul lui Iohannis, așa i s-a spus lui Bușoi, la lupta din PNL, a pierdut. În continuare, PNL-ul este partidul pe care se va sprijini cel mai probabil actualul președinte la viitoarele alegeri. O modificare de legislație electorală nu știu cât ar fi aprobată de PNL. PNL se scaldă în aceeași ligian electoral cu PSD-ul, ăia 40% care vin la vot. USR-ul, Cioloș, se pot adresa celorlalți 60% care nu vin la vot.
mai degrabă decât celor 40% care vin. Sau care n-au venit, mai bine zis. Înțelegeți ceea ce vă spun? Da, 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 înțeleg perfect, înțeleg perfect. Numai că sunt multe, multe piedici și multe turnuri care ar putea să ajungă. Sunt de la nivelul nostru, pentru că am spus-o și o repet. Este foarte probabil ca noi muritorii să nu avem un tablou complet așa cum l-are președintele Klaus Iohannis. S-ar putea să mai existe niște rațiuni de securitate pentru care a amânat lucruri. Referendumul ăla despre care am vorbit în primăvară și pe care l-a anunțat și președintele și care nu s-a mai întâmplat niciodată. Nu știu, sunt pe un teren al speculațiilor în care nu vreau să intru, cel puțin nu la această emisiune, ca să nu vă mănânc dumneavoastră din timpul de emisie. Citiți pe blog ce am scris, dacă doriți asta, dar categoric, de la înălțimea președintelui, lucrurile se văd altfel decât se văd de la nivelul nostru. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599. Haideți să revenim la discuția despre opoziție. Cum o vedeți? Lucian, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Eu văd această alianță, această uniune a opoziției, foarte posibilă. Foarte posibilă, ca dovadă și faptul că ieri s-a făcut primul pas, adică lucrurile astea nu sunt întâmplătoare. Cu siguranță s-au discutat înainte, s-a ajuns la... Eu cred că s-ar fi aflat. Eu cred că aș fi aflat dacă ar fi discutat înainte. Eu nu am aflat nimic până ieri. Vă mărturisesc cu toată rușinea de jurnalist bătrân că până ieri nu am aflat că va avea loc această conferință. Și cred că nu a fost pregătită înainte. Eu sper totuși că opoziția actuală nu dă dovadă de asemenea amatorism. Să nu discute înainte, să nu negocieze. Să negocieze ce? Ce să negocieze? Bun, totuși... Nu, atenție, nu e nimic de negociat în momentul de față. În momentul de față este vorba de un singur lucru și asta au proclamat toți acolo. Sprijinirea protestelor pentru oprirea masacrării justiției. Punct. Ce să mai negociez la asta? Bun, eu cred că este începutul a ceva mai mare. Asta este părerea mea. Vă rog. În sine, al unei alianțe între, deocamdată între două partide și un om, pentru că România 100 ca și partid, sau cum se va numi el, nu există momentan, de aceea în Cioloș... Stați, moment. Partidul România, de fapt înțeleg că nu se va numi România 100, ci se va numi Partidul România Europeană. Bun, am auzit, sună bine. Da. În contextul actual sună bine România Europeană. Dar dincolo de asta, să știți că ei, cei de la Mișcarea România 100, spun că au folosit acest an să se organizeze. Că au zeci de mii de oameni care au lucrat până acum la programe și că în momentul în care vor ieși public cu ele, vor rupe gura târgului. Nu pot să-i contrazic, nici nu pot să vă confirm că e așa sau că nu e așa. Bun. Da. Așa este, cu siguranță. Se lucrează și mulți oameni lucrează acolo. Dintre toți acei mulți oameni, noi am auzit și știm doar de Dacian Cioloș, bine, și de Dragoș Pâzlaru, am mai auzit și alții, dar e clar că liderul este Dacian Cioloș. Și cred că este acel lider de care opoziția are nevoie în acest moment, pentru că opoziția în acest moment... atât că vorbim de PNL, cât și de USR, așa, duce lipsă de un leadership real și cu impact puternic la public. Categoric, între Ludovic Orban și Dan Barna, Cioloș a avantajat de notorietate, dar și de statut, mă gândesc. Deci vă dau dreptate din punctul ăsta de vedere, dar până la un punct, Cioloș fiind singurul care nu are parlamentari în momentul de față. Într-adevăr, dar faptul că partidele care au parlamentari, și așa, totuși la PNL vorbim de 20% la ultimele alegeri, că real, probabil, PNL-ul este mai sus. Dar faptul că aceste partide care au, eu cred că mai sus, care au parlamentari și au venit lângă Dacian Cioloș, știind probabil și ei, că aici mă refer la lideri, că Dacian Cioloș în momentul ăsta, cel puțin, are o imagine mai bună decât ei, este mai puternic și cam toată lumea îl vede liderul acestei alianțe sau... Nu sunt sigur că toată lumea îl vede liderul acestei alianțe. Uite, hai să vă pun o întrebare despre Dacian Cioloș, pe care mulți și-o pun. Mai ales după faptul că în acest an nu a avut o prezență foarte concretă în evenimentele din România. Nu cumva e cam ezitant? Ia, răspundeți dumneavoastră la această întrebare.
Nu consider că este ezitant. Consider doar că se pregătește foarte bine. Și okay. cred că așteaptă momente Dacian Cioloș. Okay. În mod normal, partide de genul ăsta, care, să zici, că apar așa din senin și au rezultate foarte bune, trebuie să apară în momente mai apropiate de alegeri. Așa cum a apărut și USR-ul. Este clar că USR-ul... Nu sunt convins că e așa. Toată lumea face ce spuneți dumneavoastră. Eu cred că aceasta e o strategie greșită. Eu, Moise, eu, Guran, sunt sătul de opoziție care stă 4 ani și urlă așteptând să urle de multe ori foarte ipocrit, așteptând ca celălalt, adversarul politic, să se ducă în jos. Eu vreau partide de opoziție care să vină cu legi în Parlament, care să vină cu programe, care să vină cu măsuri, dar care n-au șanse să treacă, e adevărat, n-au șanse să treacă. Dar vreau să văd activitate parlamentară în favoarea României de la opoziție. Deci acest tip de logică pe care dumneavoastră ați expus-o și care probabil că o împărtășește 90 sau 99% din clasa politică din România, din punctul meu de vedere, este depășită și contraproductivă pentru națiunea noastră. O avea ea vreo logică electorală, habar n-am, o fi bună din punct de vedere electoral, eu, Guran, nu mai vreau așa ceva în România. Bun, revenind la întrebarea dumneavoastră, cred că nu este ezitant, nu cred că este ezitant, Dacian Cioloș, cred că se pregătește temeinic, așa cum mi s-a părut că în întreaga lui carieră a făcut-o, și va construi ceva, ceva serios și durabil. Acum, în încheiere, aș vrea să vă atrag atenția sau să aduc atenția spre o parte din declarația de ieri a lui Dacian Cioloș, din evenimentul de dimineață, așa, din evenimentul platformei România 100, și a spus că e clar că se va naște un partid politic din această mișcare și acest partid politic va fi pregătit să candideze la viitoarele alegeri oricând vor fi acestea. Da. A lăsat, spuneți, sugerați că a lăsat da. Loc pentru situația unor anticipate. Asta da. Spuneți. Da. Și aici cred că este de fapt cheia. Adică eu așa văd, s-ar putea să nu mai, să apară acum acest partid, pentru că există o posibilitate de anticipate. Deci, la fel, ceea ce spuneam mai devreme, ar fi o formațiune care se naște aproape de alegeri. Iată, interesant analiza dumneavoastră, Lucian. Nu mă iertați că eu rămân la ale mele. Uneori sunt exagerat de idealist, îmi spun și prietenii chestiunea asta. Ceea ce privește interesul național, prefer să rămân așa, vă spun sincer. Și pentru că sunt jurnalist și pentru că eu chiar cred sincer că opoziția trebuie să miște și ea ceva concret pentru țară. Uitați-vă ce se întâmplă la nemți. Când au reușit să facă un guvern și și-au dat seama că dreapta și și-au dat seama până la urmă stânga, da? SPD-ul și-a dat seama că nu va reuși doamna Merkel să facă guvernul și pentru că este complicat acest moment, deși se juraseră și se blestemaseră că nu mai fac și mai trec, până la urmă vor face împreună guvernul ca să salveze Germania și în final și Europa. Vreau acest tip de responsabilitate, vă spun sincer, și de la liderii din România. Nu să facă alianță cu PSD-ul, nu mă înțelegeți greșit. Să facă ceva pentru țara asta și altceva decât să arunce cu nu știu ce în foc și să blesteme. Uite, vă dau un exemplu concret din România. Florin Câțu, parlamentar, senator sau deputat, tot timpul în curc, îmi cer scuze domnul Câțu, în această dimineață a publicat o analiză a bugetului pe 2018, o analiză foarte corectă și foarte pertinentă, în care arată exact ce vă spuneam mai devreme, că bugetul este un soi de caritas care se cam termină în 2018. Concluzia domnului Câțu este că PSD-ul vrea să iasă de la guvernare. Uite, acest tip de acțiune politică, eu o aplaud în calitate de cetățean și de jurnalist. O aplaud. Vreau ca opoziția să facă lucruri concrete. Gabriel, bună ziua! Bună ziua, domnilor! Vreau să-mi exprim 3 opinii cu privire la situația politică actuală. Prima, legată de intervenția comună a celor 4, am putea spune, a PNL, USR, Platforma România 100 și societatea civilă, organizațiile civice. Da.
este lăudabil această declarație comună, pentru că arată că opoziția și strada rezonează cel puțin în privința modificărilor legilor justiției. Arată că strada a unit opoziția. Asta a fost titlul din Adevărul. Observația colegilor de la Adevărul mi s-a părut foarte corect. Strada a unit opoziția. Da, este laudabilă. Sunt perfect de acord și o așteptam poate și mai devreme puțin. A doua chestie, și vreau să demontez cu niște argumente opiniile celorlalți ascultători cu privire la așa zisa amânare a lui Dacian Cioloș de a declara că va face un partid. Dau un exemplu concret. În 6 aprilie 2016, în Franța, lua naștere, era fondat partidul En Marche, de Emmanuel Macron. Așa. Da. Și în iunie 2017, deci după un an și un pic, acest partid a reușit să câștige alegerile legislative din Congresul francez cu un procentaj 28%, iar apoi a câștigat alegerile prezidențiale. Da. Asta demonstrează cel puțin, aplicând la cazul atipic al României, dar totuși cât de cât asemănător cu al Franței, pentru că încrederea cetățenilor în clasa politică este zdruncinat, este la pământ. Păi da, atenție, în Franța nu e asta situația. În Franța situația era cu totul și cu totul alta. Polarizarea către extreme a electoratului i-a lăsat pe centriști fără opțiune. Deci, okay, stânga de centru și dreapta de centru slabe, extrema stângă și extrema dreaptă puternice, pur și simplu au creat o conjunctură în care Macron, care, atenție, numai puțin, Macron e un tip de dreapta. El a venit cu un discurs de tipul nu mai există în momentul de față doctrine politice, hai să câștigăm pentru Franța En Marche. Ei, păi eu vă spun la așa. La noi există. Deci situația e foarte asemănătoare. Nici la noi nu există o ideologie clară și PSD-ul adoptă un discurs naționalist. Dacă nu există într-un partid, nu înseamnă că țara nu are nevoie de așa ceva. Macron este un tip de dreapta. Macron a venit, de fapt, cu o platformă de dreapta pentru Franța și de stânga pentru Europa. Asta a fost chestiunea care a derutat pe cei mai mulți. El trage de Europa spre stânga și de Franța spre dreapta ca să aducă cât de cât Franța mai aproape de Europa, că Franța săracă de ea, din punct de vedere economic, a rămas mult în urmă la anumite chestiuni și la altele a luat-o mult înainte. Același lucru se poate aplica și în țară. De aia zic că există argumente pe care cred că mizează. Cel puțin USR a mizat pe acest argument. Întâlnirea la Timișoara USR-ului, tocmai acest lucru a vrut să-l facă, să întâlnească cu reprezentanțe în marș. Nu știu când a fost asta, dar eu cred că din contră. Eu vă spun așa, că mai degrabă Cioloș s-ar fi putut să-l fi luat de model pe Macron. Și Cioloș și USR. USR-ul, domnule, uitați care e treaba. Eu am scris de fiecare dată în fiecare an despre programele electorale. Sunt ultimul prost din țara asta care le citește și le comentează pentru publicul larg, considerând că asta e datoria mea de jurnalist pe economic, specializat pe economic. Vă zic așa, useriștii n-au fost capabili în toamna anului trecut să dea o doctrină, un program cât de cât coerent, pentru că nu s-au înțeles între ei. Pentru că erau amestecătură extrem de eterogenă de oameni care s-au dovedit apoi a fi, nu știu dacă marxiști, dar oricum de stânga spre foarte stânga, și oameni care erau mai degrabă de dreapta, punct. Asta a fost problema USR-ului. A treia opinie, am spus primele două, și a treia opinie referitor la capacitatea lui Cioloș și a opoziției, chiar a opoziției PNL-USR, de a genera un curent de simpatie în societate, este una foarte mare, pentru că bazinul electoral al celor nereprezentați este enorm, 60%. Dacă am avea alegeri săptămâna viitoare, poate. Noi însă săptămâna viitoare ne paște o cădere, o înfrângere națională, dincolo de care s-ar putea ca oamenii să devină și mai dezinteresați de politică. Dar ar putea exista opțiunea alegerilor anticipate și în momentul ăla va fi decisivă Alegerile anticipate nu se vor produce în România decât într-o situație de mare revoltă populară, în care inclusiv parlamentarii vor fi speriați și vor accepta această cale pentru păstrarea cadrului constituțional, adică să nu mai ajungem la revoluții violente, să știți. Deci aceea este situația în care foarte probabil președintele ar putea declanșa procedura alegerilor anticipate cu sprijinul sau, nu știu dacă complicitatea e cel mai bun
cuvânt, dar este nevoie totuși de sprijinul Parlamentului pentru a putea face, pentru dizolvarea Parlamentului și pentru organizarea de alegeri anticipate. Eu nu-mi doresc ca România să ajungă acolo. În același timp, sigur, este o modalitate prevăzută de Constituție pentru salvarea țării noastre. Deci trebuie să vorbim despre asta, că deja se strigă tot mai des. Și aseară am auzit în stradă, am auzit și la televizor, de prin județe, astfel de scandări. Mai am un minut. Radu, bună ziua! Radu? Cine? Oana? Oana, scuze. Oana, bună ziua! Bună ziua! Scuze. Mai avem un minut, Oana. Vreau să spun, să fiu cât mai scurtă, să lăsăm și pe alții să vorbească. Da. În primul rând, salut unirea opoziției de ieri cu strada. Este un semnal că noi, ceilalți 45-65% care nu am votat sau nu am votat PSD-ul, ne-am trezit și ne-am unit. Al doilea lucru care vreau să vi-l spun este că nu mi se pare deloc că Cioloș nu a venit în anul de guvernare, nu a venit, dumneavoastră a spus mai devreme că nu a venit cu proiecte de lege. Din 9 luni de mandat, el, în primul rând, guvernul a fost pus ca să organizeze alegerile, numărul 1. Numărul 2, din 9 luni de mandat, 3 luni au fost pregătiri, ultimele 3 luni de alegeri, 3 luni de zile au fost parlamentari în concediu și 3 luni li s-au pus, scuzați exprimarea, tălpi de salonul 2 și 3 al PSD-ului. S-au pus tălpi tot timpul. Oana, îmi cer scuze, trebuie să vă întrerup, că se termină emisiunea. Nu mă întrerupeți, vă rog. Vă rog. Vreau să termin. Și 4, cred că de aceea au fost lăsați la guvernare, ca să nu vină. Au fost înțelegeri, precis. Asta este evident acum. Au fost lăsați la guvernare că doar să guvernați, organizați. Da. Asta este evident acum. Pentru că oricum nu vor trece și atunci e timp pierdut. Bine, Oana, asta este atât de evident acum încât cel mult ne-ar putea folosi pentru o situație viitoare în care un partid fuge de la guvernare, lăsându-i pe alții ca să câștige alegerile. Vă mulțumesc tuturor pentru discuția de azi. BCR ți-a prezentat România în direct la Europa FM și te invită să asculți în continuare Sfatul de educație financiară din Școala de Bani.